Salut, prieteni, sunt Alex de la Tutoriale Video Info și azi vă voi arăta cum se aplică o umbră, un shadow, unui text sau unui obiect în programul Corel Draw. În primul rând avem aici deja finalizat două texte cu două umbre. Cel de sus este am aplicat o umbră din care este făcută cu unealta cu care este dotat corelul, care se află în această zonă, pe baia de unelte, am aplicat un lucru simplu și avem această umbră, care, după câte vedem, este ceva mult mai, nu este de calitate ca cea de jos, care dă și un volum textului nostru și totuși are un aspect mai real, mă refer la umbra de jos. Deci să începem, văzând comparația între cel de sus este făcut cu unealta drop shadow, care o avem aici, cum am spus, și cel de jos este făcut prin altă metodă, care o să vă arăt eu acum. Este puțin mai complicată, dar o să dea niște rezultate, după câte vedem, mult mai bune decât cu drop shadow din Corel. Să ștergem ce am realizat până acum. Bun. Și să adăugăm un text acum planșei noastre. O să scriu shadow. Îl mărim puțin acest text al nostru ca să vedem mai bine cum acționează umbra asupra lui. Ceva de genul acesta, să fie mai mare, să vedem bine. Și ne mai trebuie acum încă două copii ale acestui text. Acestea se pot face ori apăsând de două ori pe tasta plus, deci ca să mai facem încă două copii, sau mergem în edit aici, în fișier. Sunt două metode de a dubla sau a tripla, face mai multe ori un obiect. Putem să mergem în edit, copy, paste, copy, paste. Bineînțeles, după ce selectăm obiectul nostru, l-am selectat, dăm edit, copy. Acum de două ori, edit, paste, ca să-l avem încă de două ori, încă două variante ale acestui text, identic, evident că este vorba despre o copie, și le punem una sub cealaltă. Bun. Acum, prima o vom lăsa cu acest, să fie culoarea, să fie negru, de fapt, facem culoarea neagră. Cea de jos pe care am pus-o, o să-i dăm un gri deschis. Care alegem din bara din partea dreaptă unde avem aici culorile. Să alegem ceva de genul acesta. Sau, da? Un gri deschis. Vedem acum de ce ne va trebui aceste două copii. Le luăm, le aranjăm într-un mod cum o să cadă umbra. Deci, negru trebuie să fie deasupra. Dacă avem așa cel deschis în față, dăm click dreapta pe el și mergem în order. Order, back one. Mai dăm o dată, order, back one. Și acum griul se află în spatele textului nostru negru. Hai, putem să aranjăm puțin textul, va fi forma umbrei noastre. Deci, să zicem că o să cadă în dreapta jos umbra. Deci, cam așa ceva aranjăm. Și acum nu ne rămâne decât să le selectăm pe amândouă. Putem și acestuia, dacă vrem, o să fie o trecere o umbră mai, o trecere mai ușoară. Să-l punem și pe acesta, un gri, dar să fie mai închis. Nu chiar negru, găsim un gri aici. Așa. Acum le selectăm pe amândouă, trăgând un pătrat așa cu pictorul, selecta pe amândouă. Bun. Acum mergem în meniu Windows, la Dockers, să alegem blend, acest efect de blend de amestec dintre cele două. Asta înseamnă
un amestec dintre cele două texte care le avem noi. Aici putem să alegem din câte trepte, din câți pași să fie făcut acest blend. Putem 20, eu zic, de ajuns. Aici, în timp, rotate înseamnă să fie o rotire. Sub ce unghi să fie rotit acest amestec dintre cele două obiecte. Noi o să lăsăm la 0, că nu vrem să se rotească aceste două. Și o să-i dăm un apply. În momentul ăsta vedem deja că avem umbra noastră realizată. Nu avem decât să luăm textul nostru, care a treia variantă a textului nostru, și să o așezăm într-o zonă unde ne convine nouă, tot așa, ca să dea iluzia că umbra cade în spatele lui, a textului nostru. Deci, aici putem să închidem. Deja arată, are și un volum acest text, ca să îi dea această iluzie de umbră în spate și umbră în spate, da? Cum alegem? Putem să alegem textul nostru și să îi dăm și un fill, ceva. Să nu lăsăm tot negru, ca să vedem diferența dintre text și umbră, să fie mult mai bine vizibilă. O să mergem apăsat, în sfârșit. Așa, o să alegem un pattern fill. Și nu avem decât de ales aici. Avem o multitudine de asemenea pattern-uri. Putem chiar să introducem un pattern de la noi, din calculator, dacă avem vreo poză, ceva. Putem să-l adăugăm în această zonă și să adăugăm scrisului nostru. Scrisul va fi format din acea poză, va avea acele nuanțe care sunt în poză. Eu o să las acum acest bitmap, care mi se pare interesant, și o să-i dăm un OK. Și avem ceva de genul acesta, care mie mi se pare destul de interesant. Umbra are și un volum acum, ca să aibă rostul și aceea umbră din spatele lui. Și este mult mai realistă decât dacă o făceam cu această unealtă, cu un alt standard de umbre, care este drop shadow. Aici putem, bineînțeles, să mai ne jucăm cu acest fill. Putem să-i dăm și să aranjăm, evident, umbra noastră cum dorim, cât mai exact. Da? Păi săgețele sus-jos, dacă vrem să o așezăm mai exact, putem să ne folosim de săgeți. Când săgețele sus, jos și stânga drept. Ca să aranjăm mai exact cum dorim noi. Cu mouse-ul uneori e cam dificil când este vorba de o aranjare de genul ăsta, de milimetri, de mișcare de un pixel sau ceva de genul acesta. Acum putem să dăm orice fel de fil și un de textură. Hai să încercăm un alt fel de pattern. Acum o să luăm un full color. Haideți să-i dăm ceva tot așa, mai o culoare mai intensă, ca să se vadă mai bine cum cade umbra în spate. Să luăm acest roșu. Dăm gata așa, dăm OK. Și acum se vede mult dată de noi, care este OK. Ca acestea toate să fie legate, trebuie să le selectăm. Control A, deci Control All înseamnă selectat tot ce se află în pagină. Și Control G, Control G, le-am grupat acum. Deci sunt grupate, se comportă toate trei ca un singur obiect.
poate fi micșorat, mărit și mutat în pagină cum dorim noi. Mulțumesc pentru vizionare, ne vedem la următorul tutorial.